Potrivit legii, procedura se aplică persoanelor private de libertate care întrunesc condițiile de eliberare. Procesul verbal cu propunerea de eliberare condiționată împreună cu recomandările consilierului de probațiune au fost înaintate judecătoriei Botoșani, iar propunerea a fost admisă în cursul zilei de ieri. Soluția urmează să fie pusă la dispoziția părților, respectiv parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani și persoana condamnată, Florin Țurcanu, și poate fi contestată în termen de 3 zile. După expirarea acestui termen, în cazul în care nu există nicio contestație, Florin Țurcanu poate merge acasă, iar pentru restul din pedeapsă va fi supus unei perioade de încercare, adică va avea o serie de obligații de îndeplinit. Prin sentința penală pronunțată ieri, 18 iulie 2023, s-a dispus admiterea propunerii formulate de Comisia de Eliberări Condiționate de pe lângă penitenciarul Botoșani și punerea în libertate a persoanei private de libertate. Aceasta nu înseamnă că astăzi ea este liberă, întrucât sunt 3 zile în care ori persoana privată de libertate, ori parchetul pot exercita calea de atac a contestației. Procurorii au făcut deja contestație la această decizie, aceasta urmând să fie soluționată la Tribunalul Botoșani ca ultimă instanță. Reamintim că în decembrie 2022, Florin Țurcanu a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru spălare de bani. Fostul șef al Consiliului Județean Botoșani a fost trimis în judecată în aprilie 2016 de către procurorii DNA, el fiind acuzat atunci de trafic de influență în formă continuată și spălare de bani. În cele din urmă a fost achitat pentru trafic de influență, întrucât a intervenit prescripția faptei, dar a fost condamnat pentru spălare de bani. Cum Țurcanu avea o condamnare mai veche pentru fals și uz de fals, judecătorii au contopit condamnările și au aplicat pedeapsa de 2 ani și 6 luni în regim de detenție. Cum Florin Țurcanu a stat în arest preventiv și în arest la domiciliu această perioadă, a fost scăzută din pedeapsă. Prin urmare, se putea solicita eliberarea condiționată după executarea 2/3 din condamnarea dispusă de instanță.